În sfârșit am găsit cheia de la această ușă și plecăm! Ura! Merge! Să mergem! Ușa nu se deschide! Jocul din nou începe! Cine dintre voi este impostorul? Eu n-am făcut nimic! Tu nu ai făcut nimic? Atunci poate tu? Sau tu? Eu deja am fost! Și eu am fost, cred că e Sara! Sara? Și eu cred că este ea! Dar o să vedem în timpul jocului! Trebuie să căutăm sarcinile! Eu cred că le văd, sunt în spatele tău! Eu cred că trebuie să amintim regulile abonaților noștri. Deci noi avem o listă cu sarcini pe care trebuie să reușim să o îndeplinim până când impostorul nu ne omoară. El ne omoară doar printr-o singură atingere. Acum alegem sarcinile. Ele, uitați-vă că sunt în camere diferite. Eu aleg sarcina 8 în camera 2. Sara, pentru tine o să fie ușor să îndeplinești sarcina 7. Caută 5 mere în camera 1. Bine! Eu aleg sarcina 2. Deschide lăcățile în camera 1. Să fiu cât mai aproape de Sara, pentru că trebuie să ținem cât mai aproape unul de celălalt. Atunci eu, sarcina 3, camera 2. Găsește cheia care deschide lăcata. Camera 2. Oare ce înseamnă numărul 20? Ce e asta? Găsește jumătățile. Ce mai sarcină? Oare cine este impostorul din ei? Camera 1. Zero plus 3 egal cu 3. Dar mie îmi trebuie 20. Deschide lăcățile. Sunt tocmai 4. Numărul 5, 4, 18, 11. Oare ce înseamnă? Aha, mi-am dat seama. Deci, în sumă, îmi dă cifra care deschide lăcata respectivă. 0 plus 5 egal cu 5. Este... Caută 5 mere. 1 plus 1 e 2. Mm-mm. 12 plus 8 este egal cu 20. Plus 3 este egal cu 18. Este. 3 plus 1 egal cu 4. Este. Este. 4, nu vine? 4 plus 7 egal cu 11. Este. Este. 1, 2, 3. Încă 2. Eu cred că ea este trădătoarea. Nu este.
bună! Este... Rezolvă camera 3. Camera 3. Iată. Este. Eu cred că este Sofia. Este. Rezolvă problema. Trei doamne stăteau sub o umbrelă. Cum de nu s-au udat? Ajutați-mă cu răspuns la această întrebare. Trei doamne stăteau sub o umbrelă. Cum de nu s-au udat? Cinci. Este. Trei doamne stăteau sub o umbrelă cum de nu s-au udat. Păi nu ploua și nu s-au udat. Nu ploua. Ce faci? Tu ești? Nu, eu vine să îndeplinesc sarcina. Aha. Este. Este. Camera 6. Eu cred că tata este impostorul. Desenează-ți portretul. Este. Este. Camera 4. Cum se mănăm? Este. Ghicește ghicitoarea. O pisică albă se urcă în pom. Cum se dă jos? Cum se dă jos? Scrieți în comentarii dacă știți răspunsul ca să mă ajutați. Cum se dă jos? Este. Acum merg în camera 6. Mama! Ajutor! Veniți scoți în coa! Mama? Sara? Tu? Eu cred că tu! Eu? Eu căutam sarcina! Dar a rămas ultima! Sarcina mea! Nu v-ați așteptat că eu sunt. Hai, îmi dai cheia. Precis e cheia de la ușa asta. Ura! Dar voi v-ați așteptat că eu sunt trădătoarea. Noi cu toții nu ne-am așteptat că Sofia poate pentru a doua oară să fie impostoare. Crezi răspuns?
răspunsul la ghicitoarea mamei în comentarii. Și chiar acum treceți pe canalul Sofia Show pentru a urmări episodul 4 al serialului Among Us în viața reală. Haideți să acumulăm 5.000 de like-uri la acest filmuleț, da? Vă zicem la toți, pa, pa! Fiți activi în comentarii, scrieți cât mai multe răspunsuri, pa! Pa, pa!